Bună ziua, dragilor! Astăzi vă invit la un interviu relaxat cu o vedetă pe care eu o iubesc foarte, foarte mult și ne-am dat seama, am numărat câți ani, de câți ani ne cunoaștem. Una dintre cele mai frumoase femei din România sau, nu știu, una dintre cele mai frumoase femei pe care eu o cunosc. Bună, Laura! Mulțumesc mult, Bianca! Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai venit alături de mine aici, pentru că foarte multă lume voia să știe cât mai multe lucruri despre tine. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, în primul rând. Da, într-adevăr, ne leagă o prietenie de foarte mulți ani, o prietenie frumoasă și mi-am făcut timp pentru că încă, adică am intrat cumva în, deja am reintrat în activitate, așa că e cumva normal ca întâlnirea cu tine să aibă timp, adică să aibă loc în program. Mă bucur tare mult. Știu că ești mămică și sunt foarte fericită că ți-am văzut minunea că ai venit cu Rita aici. Rita, fericită, e așa de frumoasă, da, și așa de drăguță. Șmecherita, bucurita, da, deci o alintăm în fel și chip. E un copil bun pe care putem să-l luăm cu noi peste tot, fie că îl iau eu sau o ia Cosmin cu el la birou, la întâlniri. Cumva încercăm să ne împărțim timpul în așa fel încât ea să fie prioritate și în același timp să nu ne schimbăm modul de viață. Adică s-a schimbat destul de puțin, aș putea spune, față de cum era înainte și cred că, nu știu dacă ne-am propus asta, dar așa ne-a ieșit. Adică să nu intrăm noi în programul Ritei și să vină ea mai mult înspre noi. Am înțeles, e minunat asta pentru că, nu știu, se simte și pe ea, este un copil foarte vesel, ea a fost foarte fericită că a venit aici alături de noi. Da, îi place să socializeze, e foarte prietenoasă, sociabilă și de asta și spunem bucurica. Pentru că de când s-a născut și când se trezește, de exemplu, e tot timpul cu zâmbetul pe buze, adică de prea puțină ori am auzit-o plângând. Minunat, asta înseamnă că ești o mămică fericită. Înseamnă că am un copil bun și cumva am găsit o rețetă care să funcționeze pe copilul nostru, ca să spunem așa. Până ajungem la rețeta asta pe care spui tu că ai găsit-o, aș vrea să-mi povestești un pic din timpul sarcinii, că noi nu ne-am întâlnit, n-am vorbit atunci. Da. Prima cu tine nu, că am avut atâta activitate am avut în timpul sarcinii, că mă mir că nu ne-am întâlnit. N-am făcut noi ceva împreună. Da. Și spun asta pentru că am fost foarte ocupată și nu am stat deloc, adică, ca să înțelegi, am avut licența, am terminat a doua facultatea de teatru. Bravo. Cu 3 săptămâni înainte de a naște am avut licența, da, am susținut lucrarea de licență. Wow. O inconștiență uitându-mă acum în urmă, dar cumva pe toată perioada sarcinii am putut să fac foarte multe lucruri pentru că mi-a permis în primul rând sarcina, m-am simțit bine și parcă aveam și mai multă energie ca de obicei, adică eu m-am simțit mai bine în sarcina decât până afară ei. Da, am avut un noroc de și poate că am fost și eu echilibrată și pregătită, ca să spun așa. Ne-am dorit mult acest copil și când s-a întâmplat să vină a fost o încununare. Mă bucur tare mult, mă bucur tare mult că s-a întâmplat asta. Spune-mi dacă tu ai făcut ceva anume, dacă ți-ai schimbat stilul de viață în timpul sarcinii. Tu oricum ai un stil de viață sănătos, știu asta dinainte. Dar dacă ai făcut ceva special cât ai fost în sarcină. Nu aș putea spune că am făcut ceva, doar că am avut, repet, noroc că m-am simțit bine. Acum cred că fiecare își schimbă modul de viață în timpul sarcinii și în funcție de cum se simte. Da, nu? Da, dacă da, ți da. Este mai rău, elimin anumite... Da. Anumite alimente, activități, exact, activități și așa mai departe. În cazul meu nu a fost așa, pot spune că mâncam chiar mai bine, mai ales dimineața. Normal, dimineața nu mănânc foarte mult, dar în sarcină până la ora 12 aveam 3 mese. Deja. Bine, aici vorbim de, începeam cu biscuite și cu un shake, apoi pulci cu lapte și pe la 12 ouă cu nu știu ce, adică genul ăsta de un mic dejun prelungit așa. Complex. Și cred că asta. Am făcut sport, dar nu foarte mult. Mi-am ascultat organismul și, de exemplu, în prima parte a sarcinii n-am făcut masaj deloc. Și chiar și apoi am făcut mult masaj de relaxare, mai mult aici la spate, unde am probleme. Dar nu pot spune că am făcut masaj. Așa am simțit și cred că e foarte important ca o femeie să-și asculte trupul, pentru că aici e baza și informațiile toate ne vin de la noi, nu de pe internet. Evident. Și cred în continuare că regimul meu de viață nu se potrivește neapărat tuturor și normal. Fiecare trebuie să și-l adapteze, dar e foarte important, într-adevăr, să avem măcar liniile de bază care să fie cele bune. Cum a fost după ce ai născut?
Așa, imediat atunci, ce emoții imediat te-au năpădit? Atunci... Cum a fost să ții în brațe pentru prima oară? Da, a fost foarte interesant pentru că am avut un... am fost, nu știu cum să zic, copleșită, dar în același timp un sentiment de bucurie nemărginită, dar și de despărțire. În momentul în care am născut, când am văzut-o pe Rita lângă mine, mi s-a părut că de asta am și spus că Rita, copilul lui Dumnezeu, așa am simțit să spun atunci, nu știu dacă mai reprezintă acum lucrul ăsta, este în continuare copilul lui Dumnezeu, nu asta spun, dar atunci așa am simțit pentru că mi s-a părut că nu mai depinde de mine deloc, absolut, adică în momentul în care copilul se naște, e al tuturor, nu mai e și a lui, adică da, e da, de da, viața da. Lui, de și aparține lui însuși, aparține, da. Și nu mai e, și a fost copleșitor sentimentul, da. La fel de bine spun că am avut și o naștere naturală, frumoasă de altfel. N-am spus că n-a fost greu, dar a fost frumos. Mi s-a părut uimitor că am avut și sentimentul ăla, că parcă cineva mi-a adus copilul și mi l-a lăsat și a zis, gata, de acum e al tău și trebuie să-i grijă de el și e foarte ciudat. Adică nu pot spune că a fost o explozie de dragoste, l-am iubit. Probabil că asta se naște oricum din momentul în care afli că ești însărcinată. Da, da. Sentimentele pe care le ai față de copil se cresc continuu în sarcină, știi că e acolo, te surprinzi așa că strângi burta, că o mângâi, că în fine, te pui practic, te strângi în brațe și atunci, cred că atunci când am născut, era doar o prelungire a sentimentelor pe care deja le nutream pentru ea. Așa că asta am simțit imediat după. Apoi când am ajuns acasă am avut un... Nu știam, ce nu știam, da, nu știam, adică e chestia asta, știi, odată că există un nou ins lângă tine, un nou, suflet, un nou suflet acolo. Care depinde în totalitate de tine. Nu, asta n-am simțit. Nu? Vezi? Da? Nu, mi-era frică să, eu am etaj, mi-era frică să nu cad pe scări, deci asta cu copilul, aveam chestia asta primele două săptămâni de panică să nu se întâmple ceva, adică să nu cad, să nu te împiedici, să chestii. Da. Pe care, na, am avut foarte mare grijă. Apoi trebuie să mă obișnuiesc cu numele și asta a fost surprinzător că trebuie să spui, știi, apare un nume în casă, că nici spuneam pe nume înainte. Da. Numai când am văzut-o, am spus Rita. Și apoi asta a fost foarte interesant, da. Că nu, da, eram doar cu Cosmin și asta conta foarte mult. Că te-a ajutat cineva sau ați fost doar voi doi? Doar noi doi. Ne-am dorit să fim doar noi doi și ne-a ieșit. Și a contat foarte mult, că practic ne-am închis în casă, deși era vară, două săptămâni n-am ieșit. Până ne-am obișnuit așa unul cu altul și în continuu, toată lumea îți spune să dormi, să dormi. Chiar am o prietenă acum însărcinată, urmează să nască și îmi spuneam să dormă, dar mi-aduc aminte că și mie toată lumea îmi spunea, trebuie să dormi, să odihnești, că după aceea o să n-o să mai să timp. Fie, n-o să ai timp să... Da, așa este, nu ai timp să dormi, dar nu ai timp să dormi pentru că e atât de mare adrenalina. Adică, cel puțin pentru mine asta a fost, adrenalină pură. Nu puteam să pierd niciun 5 minute ca să nu mă uit la ea sau știi, genul ăsta de preocupare aveam atunci la început. Cum a fost cu prima băiță? Cum v-ați descurcat? Da? Nu. Da? Noi nu am avut probleme din asta cu masa, cu somnul, cu baia. Nu, am încercat cumva să mergem pe rețeta clasică, practic. Da. Trebuie să... Ai un copil, adică un copil liniștit este clar o prelungire a stării mamei și a, de fapt, a relației între mamă și tată, pentru că de multe ori femeile canibalizează bărbatul după ce nasc, se schimbă foarte mult, poate că și eu am avut tendința asta, dar Cosmin e o fire destul de puternică și nu m-a lăsat nici o secundă să dau pe lângă, ca să spun așa, în continuu a fost în control. Așa că m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta și faptul că el a fost lângă mine. Deci dacă știi să îl hrănești cât trebuie, adică și să ai răbdare în primul rând, că femeile nu au răbdare, asta cu alăptatul este o răbdare, Doamne, deci e un cerc vicios, că tu n-ai răbdare, copilul simte, nu mai trage, nu știe să atașeze, tu te stresezi, începi să cauți pe internet, să dai telefon, astea sunt niște lucruri care nu fac bine. Cu cât ești mai focusat pe procesul în sine, cu cât lași telefonul, televizorul și alte lucruri, cu atât copilul și cu tine se va crea o conexiune între ei. Și atunci, cu siguranță... Lucrurile merg de la sine. Lucrurile merg de la sine. Pe de altă parte, toate
așa e de când lumea, să da, avem copii, da. Noi știm ce trebuie să facem. Da. Cred însă că toate informațiile pot să aducă bine, dar pot să aducă și mult rău, să dăuneze. E foarte important să știm care e limita până la urmă și noi cumva am mers pe instinct, atât eu cât și Cosmin. Ați ales probabil un medic pediatru și ați mers după... Da, am avut un neonatolog la început, apoi pediatru, care și acum vine odată la o perioadă la noi acasă și ne povestește care sunt următoarele procese prin care trece Rita și ce transformări vin odată cu trecerea timpului și așa mai departe. Am ales un pediatru care ni se potrivește și asta cred că e foarte important. Păi da. Să găsești un pediatru care să, ca și un ginecolog, care să fie cumva în sentimentul tău, adică cu care să rezonezi. Da, și cu care să rezonezi. Dacă tu ești o persoană mai relaxată și da. Sau mai panicoasă, atunci ție un pediatru care să fie mai... Să fie ca tine. Să fie ca tine sau cel puțin să-ți poată transmite informația așa fel încât să ajungă. Da. Nu ți se pare că e prea mult sau prea puțin. Pediatru pe care îl avem noi este minunat și e o persoană minunată care e relaxată ca noi. Cu somnul, cum a fost? Că exact ce vorbeam mai devreme, că trebuie da, să dormi, dar adrenalina. Cum s-a trezit noaptea? Cum ai dormit toate nopțile astea în cele 8 luni? Cred că prima săptămână a fost așa mai cu trezit, mai des. Și atunci, Rita n-a avut colici, adică am avut noroc, dar și pentru că probabil am avut destul de multă răbdare. Cred că jumătate de oră după fiecare alăptată stăteam să-i scoatem mai. Da, da. Ceea ce a ajutat foarte mult. Apoi, dacă chiar nu reușeam și vedeam că încă nu e mulțumită, deduceam că poate încă doare burta, îi puneam acei sâmburi de cireșe în săculeț și puneam pe încălzit, pe burtă și apoi puneam bebelușul pe burtă pe mine sau pe Cosmin și, practic, prin presare se făcea un masaj natural. Sau, al burticii și atunci gazele se eliminau. Se elimina, da, sau se... relaxau intestinele. Da. Dacă înțelegi procesul și de fapt ce se întâmplă cu copilul și ce înseamnă aceste colici, cumva ca la noi, și noi avem nevoie uneori de un masaj, de burtă sau de anumite exerciții când ne simțim poate un disconfort, nu apelăm la pastile, nu? Da. Uneori încercăm să facem fie bine înainte să apelăm la... La pastile. Da. Deci spuneai că prima săptămână a fost mai greu prima cu trezitul a fost mai și greu apoi... Și după aceea să știi că ne-am cam obișnuit cu somnul așa la câteva ore. Acum cum doarme? Acum, dar ea întotdeauna, adică noi aveam un copil care a cam dormit bine. Da. În sensul că când spuneam că se trezea, deci după o lună, cred, se trezea cam o dată, de două ori maxim pe noapte și... mânca și dormea la loc și cred că de pe la 3 luni, dacă nu mă înșel, toată noaptea sau 2 luni, de așa de repede trece timpul că uiți. Da. Că toată lumea își face probleme cu alăptatul, cu diversificarea, cum știu, ce să discutăm? Că clipești de 2 ori și copilul e mare, gata. Știu, deci, să duc până la liceu. Da, exact, până la liceu, da, și adică mult prea repede trece timpul și problemele astea pe care le facem și ni se par că nu se mai termină, că toată lumea spune, au, să vezi când o să meargă Rita. Cum o să fie? Păi zic, cât o să dureze? 2 luni? 3 luni? Da, alea da. Mai grele în care stai și după ea, dar după aceea începe să capete echilibrul și așa mai departe. Așa, ca să revin, Rita a cam dormit noaptea și de la 3 luni dormea toată noaptea. Adică ea acum doarme de la ora 10, 10 jumătate, 11, să spunem, până la 9. Wow! Deci wow, doarme deci bine. Da. Și astăzi dimineața am trezit la 8 jumătate, am mâncat și am mai dormit până la 9 jumătate, 10. Da. E cam așa face, îi place somnul. E bine, își face somnul de frumusețe, știe că de mică e. Și pe aceea, dar ziua nu doarme, asta are repriză 30 de minute, 40 și până. Spune-mi, se tot vehiculează tot felul de teorii despre așa zisa depresie postpartum. Ai experimentat așa ceva? Adică, ai avut... Pot să înțeleg unde se întâmplă, da. Adică nu am avut depresie, clar. Aș fi vorbit despre asta, dar dau seama unde se instalează. Deci imediat după ce naști, e clar că se întâmplă un proces în organismul femeii și din lipsă de somn, lipsă de ajutor, lipsă de afecțiune poate din partea bărbatului. Partenerului. Sau prea multă solicitare în jur, prea mulți oameni, faptul că nu prea te alimentezi, pentru că unele nu nasc natural, fac cezariană, altele nu au timp, că stau cu copilul, nu se hidratează,
Adică sunt niște procese peste care sari foarte repede și nu-ți dai seama când s-a instalat o oboseală cronică, de unde da. Poți să ajungi la o depresie. Cumva pot să-mi dau seama că poate fi foarte ușor, foarte fină linia asta, dacă nu e cineva care să te și care să odată să te înțeleagă și care să tragă un semnal de alarmă în cazul care există. Și tu nu ți-ai dat seama că tu ești prea implicată poate cu copilul și nu ți realizezi da, că... iarăși e da. Și lucrul ăsta că foarte multe femei, adică eu vorbesc acum din ce da. Aud da. Prietenele mele și sunt multe femei care după ce nasc li se pare că acel copil depinde de ele. De fapt, da. Aici este presiunea cea mai mare, că ai sentimentul că dacă nu-l alăptezi, nu va fi dependent de tine. Aici e o problemă, că dacă nu-l alăptezi exclusiv, el nu poate fi dependent de tine. Și aici iarăși un prag psihologic peste care trebuie să treci, că se chinuie foarte multe femei să alăpteze, copilul stă flămând o perioadă da. Destul de mare, plânge și așa mai departe, tu nu dormi și un cerc vicios în încercarea de a nu-i da formulă, pentru că da. Pare că această formulă e o travă, dar nu este. Da. Adică trebuie cumva să existe un echilibru, copilul trebuie să fie hrănit, tu trebuie să fii în odihnită regulă. Odihnită cât de cât. Nu înseamnă că dacă facem un test la laptele matern, femeile au și ele multe carențe, adică copilul, indiferent că alăptezi, da. Nu înseamnă că tu ai tot ce trebuie în laptele ăla, deși ai mult, dar da. Se poate să ai niște carențe și așa mai departe. Deci, cred că în momentul în care o femeie acceptă că copilul e în regulă, e pe mâini sigure, există atâtea variante în ziua de astăzi da. Care te pot ajuta. Și am citit în Mama și copilul carte din care, după care m-a crescut pe mine da. Mama și mă amuză foarte tare că am și eu acasă răspoită și boțită și așa. Și spune acolo, chiar la început, există un capitol la început cu alăptarea, cu venirea acasă a mamei cu bebelușul. Și printre multe lucruri spune așa, în ziua de astăzi, așa, că femeia trebuie să nu uite de îndatoririle ei de soție. Da. Chiar dacă este mamă, să nu treacă bărbatul pe locul 2, pentru că asta ar însemna să-și caute afecțiune în cercurile intime ale prietenilor. Stați! În ziua de astăzi, nu, nu-ți vorbesc serios, societatea a pus la dispoziție aparate de storcătoare de pe vremea aia, storcătoare de fructe. Mașina de spălat, lapte, praf, nu știu de care. Deci, cumva, încă de pe atunci se trăgeau semnale de alarmă. Parentingul de pe vremea aceea era un pic mai limitat așa, da. Dar da, ce să zic, m-a amuzat. Deci, cred că aici e problema, că femeia simte că copilul e dependent de ea și fără ea nu se poate să trăiască și atunci o presiune foarte mare pe mamă. Și psihologică. Și da, da, da. Și probabil că dacă... și ca timp, că atunci se implică mult mai mult exact. Și uită de ea, uită exact. De soț și... Dar nu e că acum trebuie să te ocupi de soț când ajungi da. De la maternitate, adică ar fi chiar culmea. Nu, nu, n-aș spune asta, dar da. Clar în timp trebuie neapărat să te reîntorci la cuplu. Da, și atenție. Atenție și da, da. Noi asta încercăm, de exemplu, eu și Cosmin, să nu uităm de noi. Și asta am făcut de la început, deși eram amândoi copleșiți și impresionați de noul nostru statut de părinți. Ai schimbat ceva în alimentație sau te-ai reținut de la ceva pe perioada alăptării? Eu am avut foarte multă grijă oricum, că așa sunt eu. Eu nu mănânc da. Alimente care mă balonează, nu beau... Băuturi acidulate. Acidulate, lucruri de genul ăsta. Adică, deci nu pot spune că... Eu n-am sesizat o legătură neapărat între ce mănânc eu și laptele pe care le ofeream Ritei și colici. Sau în fine, că nu se simțea bine. Da. În cazul meu. Dar posibil că există ceva legătură, așa că e indicat să nu mâncăm lucruri care nu ne fac bine. În general e bine să nu facem asta. Cu vaccinurile, cum ai făcut? Da, este un subiect foarte discutat. Primesc foarte des întrebarea asta pe blog. Am încercat cumva să nu fac un caz. Noi am vaccinat-o pe Rita și asta a fost o alegere personală. Cam atât. Da, deci cumva na, mergi pe rețeta clasică oferită de medici, de Organizația Mondială a Sănătății, da, da. De a ne proteja copiii da. Împotriva acestor boli da. Care circulă și uite, mai sunt și victime, adică nu... Absolut, nu mi se pare de glumă, da. Nu mi se pare că... Bine, fiecare e cu părerea lui și normal. Alegerile le aparțin,
Dar, în fine, mi se pare foarte important să ne documentăm de unde trebuie, în primul rând. Adică informația nu e peste tot cea bună, de calitate. Cea da. Bună. Trebuie întotdeauna să vezi sursa și în spatele sursei să vezi ce este, pentru că nu, uneori sunt ascunse lucrurile. Așa că e o alegere pe care fiecare părinte știe cum să o facă pentru copilul lui și sunt convinsă că nimeni nu vrea rău copilului. Și, normal. Iarăși, asta e un lucru nediscutat. Da, evident că fiecare își dorește binele, doar că trebuie să informeze corect din sursele de calitate. Da, și nu cred că dacă eu spun că am vaccinat copilul, cineva trebuie să facă asta. Da, normal. Este alegerea ta. Ce face? Ți-ai vaccinat copilul sau știi, te treabă. E ca și cum spui că ți-i impost. Da, da, exact. E ceva personal. Personal, da. Ce spui apropo de vaccinul? Mă rog, acum mă referam la vaccinul antigripal, să zicem că suntem în pragul ăsta de epidemie de gripă. Am văzut că ai venit cu Rita la interviu. Tocmai v-ați întors din Maldive, din vacanță, deci ești foarte curajoasă și mergi cu ea, mă rog, și în vacanță, dar și... Da, pentru că mi se pare normal copilul să fie integrat în societate, nu mă duc la teatru de copii acum, nu mă duc în spații pentru aglomerate. Da. Dar mi se pare normal ca, indiferent că sunt minus 20 de grade afară sau plus 10 sau plus 20, copilul trebuie să iasă afară. E foarte important ca el să aibă un regim de viață ca al nostru, adică nu trebuie cocoloșit. Rita doarme la 18-19 grade, chiar ieri am crezut că doarme la 20 de grade, dar nu, am constatat că de fapt sunt 18 grade în cameră și e bine, adică nu sunt nici inconștientă, testez practic să văd ce se întâmplă dacă doarme la mai puține grade, se odihnește foarte bine, nu este rece, nu e fornăită, nu face muci. Adică nu înțeleg de ce trebuie să o înfufolez dacă nu e cazul. Rita e mult mai rezistentă, copiii sunt mult mai rezistenți decât credem noi. Am auzit foarte multe discuții postând poze cu Rita toamna, de exemplu, doar în șosete sau cu mânecă scurtă, deși erau 20 de grade. A, bine că tu ești cu mânecă lungă și ai cu mânecă scurtă. Da, eu sunt mult mai figuroasă decât poate multe alte persoane care sunt afară, sunt mai figuroasă decât Cosmin. Și la fel de bine, deci cum suntem noi atât de diferiți între noi, la fel de bine și copiii sunt, iar ei încă nu au un sistem, acum își fac sistemul, termoreglarea pe care o să aibă toată viața până la urmă și mi se pare important să colaborăm cu ei și să ne înțelegem, adică dacă Rita văd că e rece, o îmbrac, dar nu... Am văzut că ai dat jos șosețele și ai lăsat-o în piciorușele goale, bine, fiind ținută în brațe, evident. Adică aici e foarte cald, eu nu mă descalz pentru că nu te descalzi ca să arăt că și eu m-aș descălța, dar, repet, în general copiii sunt mai rezistenți decât credem noi și, frații mei, de exemplu, ăștia mici, tatăl meu și cu soția lui, tot timpul le-au pus căciul pe cap și dispărea vara cu căciulă pe cap, adică, de exemplu, un exemplu din familia mea, adică, și evident că poate răcesc mai des sau, o să vedem pe parcurs. Teoriile așa spun, cu cât nu îi înfofolim, cu atât vor fi mai rezistenți. Eu mă raportez foarte mult la oamenii cu mulți copii, mă raportez la oamenii care stau în țările nordice, mă raportez la alte exemple, nu doar la cele de aici, din jurul meu. Și am o perspectivă un pic mai largă, pentru că dacă alții pot, putem și noi. Adică și asta cu vacanțele în România, că nu pleci cu copilul, că e prea mic, că nu înțelege, că nu știu ce. Nu am postat o poză ca să fiu trasă de mânecă cu Rita în vacanță, adică... Fiecare, până la urmă, face ce vrea și cum hotărăște pentru copilul lui. Eu nu mă duc la ei să le spun ce să facă și unde să-și ducă copilul în vacanță sau dacă să-l ducă în vacanță. Sau de la ce vârstă să-l ducă în vacanță. Eu cred foarte mult că, în fine, copilul trebuie să fie, în cazul nostru, în timpul nostru, cu noi, unde suntem noi, trebuie să aibă ritmul nostru de viață, nu trebuie cocoloșit, nu are ore fixe, pentru că noi nu avem program fix, Rita nu are baia de seară cu... dar nu că ar fi ceva rău, e foarte bun programul fix pentru părinții care au un program fix, care merg la servici, se întorc și știu că după ce culcă copilul la 9, au și un pic de timp pentru ei. Noi nu avem asta, noi suntem mult mai flexibili, stăm amândoi cu copilul
Și atunci putem să mergem în vizită liniștiți la ora 8 seara, că nu e o problemă că Rita se culcă și doarme pe canapea în vizită. Da. Deci nu, asta nu înseamnă că o chinuim, așa am fost crescuți și noi și pe vremea aia părinții ne făceau la 20 de ani, duceau la toate petrecerile și cu noi de mână iar în străinătate copiii merg în vacanță de la o lună. Da, cu părinții liniștiți, nu au nicio treabă, nu că e avionul, nu că e aerul condiționat, nu că presiunea de la urechi, nu că... Da, cumva... Nu știu acum, poate suntem inconștienți. Nu știu, poate avem noi niște idei. Nu, eu zic că sunt, poate aici sunt niște idei mai preconcepute așa și să nu faci așa, să nu faci așa, știi, sunt multe păreri. Dar cred că cel mai bun, știi cum e, cel mai bun exemplu este al tău pentru tine și exact, faci așa cum absolut, și înveți din propriile greșeli. Dacă sigur, nu știu, nu ți-ar fi fost bine în vacanța asta, ai fi știut data viitoare, să faci altfel. Absolut, asta spun, că iar testez, că nu știi, adică nu sunt născută mamă și nici nu știu cum o să fie la al doilea, al treilea copil, adică habar n-am cum. Plus că nu e o rețetă universal valabilă, să spui asta e matrița de rețetă, o luăm, punem pe copilul ăsta, cum ai spus, deși mama și copilul, da, pe matrița aia am fost crescut, cred că 90% din copiii din România. Sincer. Da, păi știu, era cartea celebră, da. Da, parentingul. Parentingul anilor 80. Da. Da, spune-mi cum a fost în Maldive, cum a fost experiența, cum mi s-a părut ei acolo, ce i-a dat să mănânce. A fost o experiență mult mai ușoară decât m-am așteptat, deși cumva am gândit să facem, am luat zbor de noapte ca să fie ușor ritei, fără escală mare, de o oră, două, parcă la Istanbul. În avion a dormit, s-a trezit mai des, în fine am făcut un material chiar detaliat pe blogul meu pe tema asta, laurakosoi.com, despre cum am ales vacanța, bine, și destinația în sine, am vrut să fie la cald, dar să nu zbură multe ore, dar să fie zbor de noapte, dar să nu fie fus orar, nu știu de care. Chiar și așa copiii se adaptează mult mai ușor, mai ușor decât noi, adică și dacă era 8 ore fus orar, era ok, nu, cel mult 2 zile îi trebuiau ritei, dacă nu chiar o singură zi. Deci ne-am adaptat foarte ușor. La început, când am ajuns acolo, era umiditate foarte cald, Rita a transpirat instant, deci era săraca udă complet, deci cred că era ok. A făcut o baie în mare și gata, e trecut. În prima noapte, într-adevăr, a udat patul pentru că a transpirat. Și a doua zi a fost perfect în regulă, adică s-a adaptat bine, dar a stat dezbrăcată în continuu, nu e ca și cum mi-am pus un body pe ea, nu. A stat mult la umbră și cu mâncatul am mâncat cam ce am mâncat și noi pe acolo, adică fructe, multe, legume. I-am luat, eu îi prepar acasă. Ai început oricum diversificarea? Am început diversificarea, sigur că da. Am mers pe un mix de diversificare, nu nici într-un fel, nici în altul și cumva n-a făcut alergie până acum la absolut niciun ingredient, așa că am avut destul de mult curaj să introducem mai repede. Și fructe exotice. Fructe exotice, papaya și astea le-am mâncat foarte bine acolo, aveam tot ce trebuie pentru urgență, dacă era ceva, Doamne ferește, îți dai seama. Nu am ales o destinație să aibă neapărat spital, îți dai seama, spitalul era dacă la 40 de minute, o oră de mers cu barca, n-aveai cum să ajungi altfel. Ai avut un kit de urgență, probabil. Am avut tot ce trebuie și, practic, oricum, gândul bun, ăla au fost de bază. Gândul și credința că nu se va întâmpla nimic rău. Deci am mers, uite așa, nici n-am pus problema că se va întâmpla ceva. Bineînțeles, am fost pregătiți, dar... Nu, chiar a fost foarte ok, nu a avut nicio problemă. Am mâncat, repet, ce mâncam și noi. I-am luat și niște borcane din acelea cu legume și cu fructe, le-am mâncat și pe alea până la urmă, deși în mod normal îi place mult mai mult ce prepar eu, evident. Aici, de aici complimentul, să insist, să perseverez, să gătesc. Da. Chiar ieri am stat, de exemplu, o zi întreagă să-i fac de mâncare, mai multe feluri de mâncare pe care le-am pus la congelator și le scot treptat. Dacă nu sunt eu acasă și e Cosmin, de exemplu, nu-l pun să facă. Atunci, să-l aibă gata preparate și să... Da, le are el gata făcut acolo și o să scriu un material chiar azi, poate sau mâine, pe tema asta diversificare, dar e o temă iarăși extrem de disputată, deci nimic nu e... Nimic nu e foarte... Nu e foarte, să zici că, fie că nașterea, de ce așa și nu așa, cu alăptatul, de ce așa și nu așa, deci sunt foarte multe... Sunt foarte multe teorii, sunt foarte multe teorii, exact. Important e să alegi ce ți se potrivește ție, copilului tău și, într-adevăr, să-ți asculți și tu corpul și să-ți cunoști și copilul, de fapt. Asta e cel mai important. Iar eu merg pe varianta mult mai relaxată și văd ce se întâmplă pe parcurs, mergând așa.
Am înțeles. Te-ai gândit, ai fetiță. Da. Te-ai gândit așa, cum ai vrea să facă balet, să, nu știu, să o dai la pian, să i-ai făcut așa un mic plan de viață, să zicem? Încerc, aș vrea cumva să nu îmi cumva să nu proiectez multe lucruri. Dar mi se pare foarte expresivă la mâini. De când a început să-și descopere mâinile, are foarte multe mișcări cu mâinile. Foarte multe. Deci are... N-am văzut copil să fie așa de... În continuu cu degetele, face, așa. Nu știu, na, mi-ar plăcea să meargă la balet și probabil că o să fac un sport de performanță pe care și le alege ea, exact. Da. Dar noi o să o încurajăm, adică asta știm, că va face un sport de performanță. Nu știm ce. O să vedem ce îi place. Sper să nu fie spre latura sport extrem ca taică-su. Mergem la schi, apropo, peste o săptămână și Cosmin e pregătit să meargă cu ea pe schiuri. Adică nu ea, dar el cu ea. Da, deci, da, să pună ceva în ceva suport da, ergonomic. Da, nu știu ce să spun. O să vedem. Revin. Revin cu amănunte despre experiența. Da, prima experiență. Nu e un gest teribilist. Cosmin consideră că anumite reflexe și anumite, ca să spun așa, instincte și deprinderi, abilități. Deprinderi le capătă chiar acum. Chiar dacă nu e ea pe schiuri, dar anumite lucruri și le magazinează acolo în... Păstrarea echilibrului, da, poate, da, sau da, eu da. Știu, dar deja se ține, noi facem cu ea exerciții destul de multe acasă. Exersăm căzutul, adică să... Știe cum să cadă, da, corect. Chiar dacă e mică, reușim să... Și să vezi cum se ține, practic, acum ea se ține bine. Chiar dacă fac așa o mișcare în stânga sau în dreapta, ea se prinde de haine și are reflexe foarte bune. Da. Spuneai de sport de performanță. Da. Te gândești că o va ajuta să fie mai disciplinată, mai organizată și o va ajuta în tot ceea ce va face în viața ei un sport de performanță, nu-i așa? Da. Eu am făcut sport de performanță, Cosmin a făcut sport de performanță și amândoi considerăm că sportul de performanță făcut la un nivel adevărat, nu așa de joacă, cum se întâmplă acum, că iarăși nu vreau să vorbesc, dar am foarte multe cazuri de părinți care renunță în a-i insufla copilului. Sportul de performanță nu e ușor, foarte normal, greu. Normal. Și, înseamnă și copilul va spune înseamnă... nu, la un moment dat, va spune nu, indiferent cât de mult îi place, ajunge la un punct în care spune nu. Acolo cred că e un rol important a părintelui să nu cedeze. Mulți cedează, din păcate, și noi sperăm să nu ajungem să cedăm, pentru că sportul de performanță e un mod de viață și mi se pare o bază perfectă pentru un individ. Da, femeie, bărbat, nu contează. Dar mi se pare că totuși ce are un om care a făcut sport de performanță nu găsești în altă parte. Da, e o disciplină aparte și o rigurozitate care te ajută în toate domeniile vieții. Plus că e sănătos și tot corpul, adică de la sportul ăsta de performanță totul se... uite, la mine, poate că n-am mai făcut atâta sport la tinerețe, dar m-a ajutat foarte mult și la naștere și la sarcină și la tot și la cum mi-am revenit și la după aia. Exact asta vreau să spun. Sigur te-a ajutat și la reveni. Că, probabil că n-ai făcut ceva special, ca asta vreau să spun. Cum de ți-ai revenit atât de repede și atât de bine? Nu mi se pare că mi-am revenit așa de repede, dar da, mi-am revenit, aș spune. Nu a fost o prioritate. Nu, niciodată nu m-am gândit... că trebuie să dau jos kilogramele pe care le-am acumulat. Deci că... n-ai ținut dietă sau? Nu. Și nu m-a interesat asta și cred că de asta am și slăbit, că nu am pus presiune pe mine, adică mi s-a părut că atâta timp cât am luat kilogramele alea, e foarte sănătos să le dau jos în timpul în care le-am luat, nu 9 luni neapărat, dar în primele luni acolo, oricum nu dorm, nu mănânci cât trebuie și așa mai departe, e clar că mai și alăptezi. Consumul este mare. Consumul este mare, dar, repet, nu a fost asta o prioritate pentru mine, însă cred că e foarte important pentru o femeie care aduce pe lume un copil să încerce să nu uite de ea. Să nu uite de ea, să nu uite de bărbatul ei, de soțul ei, de tatăl copilului. Absolut, mi se pare extrem de important pentru bunul trai. Al tuturor. Al tuturor. Și pentru absolut. Binele copilului până absolut, la urmă. Absolut, da. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste lucruri pe care mi le-ai spus. Aș vrea, înainte de final, să-mi spui
Ce proiecte? Că ai spus că te-ai întors în activitate. Ce proiecte? În primul rând am Stella Cald, în sensul că deja am mers spre tipar. Al doilea volum de bucate, carte de bucate. Bravo! Se numește Forma gustului. La Curtea Veche o voi lansa. Sper să fie gata în martie și o să te țin la curent. E altceva complet decât am făcut în primul volum, în sensul că sunt rețete în continuare, dar motivația și, ca să spun așa, statementul este altul. Nu mai e vorba doar de familie și de masa în familie, ci de mai mult de atât. E vorba de cum ajungi și unde se produce declicul acela în care îți dai seama că, de fapt, corpul tău este cel mai important lucru pe care îl avem pe lumea asta. Nimic nu e mai important, că spui că alte lucruri sunt importante, că să călătorești. Nu, dacă nu funcționează, noi nu putem să fim aici. Da. Și suntem, știi, datori cu viața pe care am primit-o în dar, adică nu putem să ne batem joc de ea. Și asta este leitmotivul cărții, e vorba despre o confesiune. Apoi m-am întors la teatru, am reintrat în spectacolele deja din septembrie pe care le joc. Pe 14 februarie vă invit la Teatrul Dramaturgilor, Autorii în sală, regia lui Dan Tudor. Și nu am intrat în spectacole noi, pentru că repetițiile ar presupune să stau departe de Rita. Dar asta nu înseamnă că nu se va întâmpla, că de curând deja copilul crește, ne gândim la creșă, adică avem niște preocupări. Pe blog, bineînțeles. Pe blog, exact. Foarte multe proiecte pe blog, produse pe care le lansez și despre care povestesc, le testez, le încerc. Și campanii în care sunt implicată. Da. Wow! Multe! Și cu Rita după tine. Și cu Rita acolo. Întotdeauna împreună. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Mă bucur tare mult că ți-ai făcut timp. Mulțumesc și mult pentru invitație. Da. Și vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem în curând la un nou interviu.